Olanda, țara care și-a vaccinat complet aproape 84% din populație, a impus din nou o serie de măsuri pentru a ține sub control numărul mare de infectări. Printre acestea, locuitorii vor fi obligați să poarte din nou masca de protecție, iar regula distanțării fizice de 1,5 metri trebuie respectată. Cu o rată crescută de vaccinare, Olanda a renunțat la majoritatea restricțiilor pe 25 septembrie. Numărul mare de cazuri înregistrat recent a pus însă autoritățile în alertă. Păi pentru că nu sunt eficiente vaccinurile. Nu sunt. Degeaba se fac, pentru că la fel te infectezi și tot la fel de ușor poți să transmiți boala. Și n-au nicio eficiență. Și la ceilalți, de 16%. 16% din populația Olandei de 8 milioane sau cam așa ceva, crește. Plus că vaccinurile au o eficacitate de 80-85%. Deci 20% din cei vaccinați reprezintă iar câteva milioane care se pot, plus eroarea de vaccin, acei 80 pe care îi garantează, oricum mai puțin decât nevaccinați de tot. Astfel, guvernul a reintrodus regula distanțării fizice de 1,5 metri, iar obligativitatea prezentării permisului sanitar va fi extinsă la locuri precum muzeele și traseele restaurantelor. Atâta timp că nu se va merge pe niște măsuri întrunite, pe mai multe măsuri, nu se va face nimic. Și în speță, testare, izolare a persoanelor pozitive, tratament, de așa natură încât oamenii să nu mai ajungă la spitale și apoi vaccinare. Eu întotdeauna am definit vaccinul ca un tratament preventiv. Din câte am înțeles, nici nu prea este recomandat în pandemie să se facă vaccinuri, dar în sfârșit. Potrivit datelor guvernamentale, aproximativ 84% din populația adultă olandeză este vaccinată cu schema completă contra coronavirusului. Totodată, luni se înregistrau 7700 de noi cazuri în 24 de ore, cu 45% mai multe decât lunea trecută. În spitalele olandeze sunt 1200 de pacienți COVID-19, cei mai mulți în ultimele 5 luni.